Prima ediție a Istoria Ilustrată a Secuilor a fost editată tot de centrul nostru, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea culturii tradiționale Harghita, în anul 2013, după care a fost revizuită și editată anul 2015. Importanța acestei ediții, acestei volum, a fost inițiat de către președintele Consiliului Județean Harghita, domnul președinte Borboly Csaba. El a fost inițiatorul acestei volum, după care am început să lucrăm la acest volum și am tradus, am făcut lectorația și totul și acum în luna iunie am reușit să tipărim. Ținta publică al acestei volum este populația de limba română, de etnie română. În principal avem ideea de a ne face cunoscută legendele, istoria secuimii. Redactorul principal al acestui volum este Herman Gustav Mihai, profesor de istorie, și încă mai autorii acestei cărți sunt încă 11 istorici, profesori de istorie din județele Covasna, Mureș și Harghita. Prima lansare a acestui volum o să aibă loc la 7 octombrie la Clubul Diplomatic, la ora 13. Acolo o să fie cu noi redactorul principal Herman Gustav Mihai și o să fie cu noi Lucian Năstasăcovaci, care a făcut lectoratul și a scris prefața acestui volum. Desigur, o să fie cu noi domnul președinte Borboly Csaba, Consiliul Județean Harghita, care a fost inițiatorul acestei volum. Este un eveniment foarte important pentru noi, pentru că acum o să fie prima dată când în populația română o să apară o carte despre istoria secuimii.